Pregătim de repriza a doua partidei dintre Nykobing și CSM București. Avantaj de un gol pentru CSM după o primă repriză grea, complicată, dificilă. CSM-ul are și avantajul faptului că va avea primul atac al reprizei secunde într-o atmosferă teribilă aici în Danemarca. Aproape 3000 de spectatori, s-au vândut toate biletele la această partidă și destul de mulți români. Banca tehnică a echipei noastre cu Helle Thomsen, revenită în Danemarca de această dată ca adversară a campioanei Danemarcei Nykobing, cu CSM-ul și nu cu Midtjylland. Foarte, foarte complicat joc și foarte important în același timp, pentru că este clar că CSM și Nykobing vor fi două dintre echipele care se vor califica în faza grupelor principale, astfel că aceste puncte contează enorm, mai ales în condițiile în care adversarele care vin în grupa principală vor fi mult, mult mai grele și niciuna, atenție, nu va veni cu punctaj maxim. Asta pentru că la finalul acestei săptămâni Rostov a învins pe Gheor. De acolo, din grupa B, vor veni foarte probabil Rostov, Gheor și Midtjylland. Niciuna nu are punctaj maxim. Doar CSM-ul ar putea fi în această situație, dar pentru asta trebuie să câștige aici, în ceea ce pare a fi și se dovedește că este cel mai greu meci. Cristina Neagu execută repede aruncarea de la 9 metri. Frafior este oarecum echipa cu care a început meciul aici în stânga, pentru că este Iulia Curea, dar în dreapta este schimbată complet. Jorgensen în bară, minge pe care o ține, o prinde Iulia Curea. A intrat și Aneta Udrișteoiu acolo în extrema dreaptă la CSM pentru prima dată în această partidă, în formația antrenată de Helle Thomsen. Cu Neagu în centru și cu Gulea în stânga, Neagu a fost fault. Este fault și 9 metri, brigada de arbitri din Croația. Cristina Neagu, două goluri marcate în prima repriză, goluri venite târziu. Din nou Neagu! Pe centrul porții, această aruncare apără Greve. Christiansen s-a oprit în fața lui Jorgensen pentru schimbare. Da, iese Angelica Wallen și intră fără îndoială Westberg acolo în interstânga. Face doar faza ofensivă a echipei care a câștigat în sezonul precedent în premieră campionatul danez de handbal. Dar Danemarca are două echipe în Liga Campionilor, este și Midtjylland. Înțeleg că din sezonul viitor de pe picioare Cristina Christiansen. Ca să încheie din sezonul viitor, este posibil ca și România să aibă din nou două echipe în Liga Campionilor. Egalitate la 14 după golul pe care îl revedem marcat de conducătorul de joc Cristina Christiansen. Gulden, Jorgensen, Neagu, linia de 9 metri cu Frafior pe pivot. Gulden pentru Jorgensen, primește din nou Gulden, Neagu scoate la Iulia Curea. Aruncarea este în bară, Iulia Curea a bătut acolo pe piciorul drept, ceea ce a făcut aruncarea, execuția puțin mai complicată. Două atacuri fără gol ale CSM-ului la începutul reprizei secunde. Revine, desigur, în interstânga Ioana Westberg cu Iversen pe pivot, cu Cristina Christiansen în centru, conducătoarea de joc a lui Nykobing și a naționalei daneze. Și tot cu jucătoarea japoneză Ikehara în extrema dreaptă, cea mai scundă handbalistă din Liga Campionilor. Eliminare! Eu n-am văzut nimic. Poate sunt subiectiv, poate n-am văzut, într-adevăr. Udrișteoiu. Bun. No, reluarea nu ne lămurește nici de cum. Fault în atac aici și CSM-ul scapă de un moment complicat în superioritate Nykobing.
Eroare făcută de handbalistele daneze, care n-au profitat de omul în plus, a treia eliminare de la CSM în această partidă. Iese Paula Ungureanu și intră Hagman acolo, ca să avem și extremă dreapta, să fie formula completă din punct de vedere ofensiv. 8 meciuri, 8 victorii pentru CSM în acest sezon în campionat și Liga Campionilor. Dar asta este cea mai grea partidă. Deși Nykobing e o echipă schimbată radical față de sezonul precedent, când a câștigat campionatul danez. Se mișcă bine Neagu în prepasiv. CSM-ul, pasa lui Jorgensen nu este bună. Nu este bună. Christiansen așteaptă, scoate aici în extremă handbalista japoneză Paula. Dacă scorul este egal, este în special datorită Paulei Ungureanu și nu doar datorită acestei intervenții. Oficialii CSM-ului remarcau și constatau cât de important a fost Paula Ungureanu și cât de rău putea fi pentru CSM dacă Paula nu ar fi avut intervențiile din prima repriză. E adevărat, puteau fi la un moment dat 4-5 goluri în plus pentru Nykobing. Intră în interstânga la CSM Niombla, Gulden, Cristina Neagu, n-aș vrea să greșesc, dar este pentru prima dată, cred, când e scoasă de pe teren. Niombla pentru Jorgensen pentru Frafjord. Gol frumos și important marcat de Frafjord, de CSM în inferioritate. 14-15, Boltă, înscriu repede danezele. Limbe Christensen. Nici măcar fantastica Paula Ungureanu nu a putut face nimic. Egalitate la 15, dar și egalitate numerică. Au trecut cele 2 minute de suspendare, de eliminare. Pasă din nou bună, Frafjord! Ratează, a marcat ceva mai devreme dintr-o poziție mai grea decât aceasta. Christiansen scoate în extrema stângă Pedersen. Este cea mai bună marcatoare a meciului în acest moment. Cea mai bună marcatoare a partidei. Christiansen pasează la timp, CSM-ul în efectiv complet, dar danezele au reușit să înscrie din extremă. Gulden înscrie cu șansă. Gulden, al doilea gol, dar este primul gol marcat din acțiune de pe la Gulden în minutul 37. 16 egal. Repet, punctele sunt foarte, foarte importante pentru ca CSM-ul să aibă o șansă în plus, deși, repet, va fi foarte, foarte greu în faza grupelor principale. Vin trei echipe care n-au nicio legătură cu Crim Ljubljana sau cu Gdynia. 7 metri aici, este 7 metri, Hagman n-a mai putut face nimic. S-a întors Siversen cu ea în spate, prinde mingea cu o mână, reușește să scoată brațul și forțează și scoate și aruncarea de la 7 metri pe care o execută Vestberg. Și ea are 5 goluri marcate, 2 din aruncare de la 7 metri. Paula Ungureanu este a doua aruncare de la 7 metri ratată de Nykobing. Unde oare eram handbalistele de la CSM? Unde oare? Cât ar fi fost scorul fără cele 2 aruncări de la 7 metri și fără cele 4-5 intervenții, dacă nu mai multe, 1-1 reușite de Paula Ungureanu. 16 egal. Jorgensen vine lansat, este întâmpinat acolo la 9 metri. Fără Kurtovic, fără Neagu, adică jucătoarele de pe Inter cu care CSM-ul a început această partidă. Niombla pentru Curea! Iulia Curea! Al doilea gol marcat de Iulia Curea, gol care ține pe CSM în avantaj. Christiansen aruncă de pe picioare, este corner. Formidabil braț pentru
Această jucătoare foarte talentată la doar 1,63 m. Jucătoarea japoneză din extrema dreaptă, Ekehara, are 1,57 m. Nu e alta mai scundă în Liga Campionilor. Tot Christiansen reușește să se desprindă 7 metri, să scăpăm de eliminare măcar. Scăpăm, Hagman scapă de eliminare la pătrunderea Ioanei Westberg. Cine execută? Principalele două executante au ratat fiecare câte o aruncare de la 7 metri. Execută din nou Cristina Christiansen. Christiansen și Paula Ungureanu, dar mingea intră în poartă, două aruncări de la 7 metri în care Paula Ungureanu a atins mingea fără a se putea opune golului. Perioadă foarte grea și foarte intensă pentru CSM, care joacă din 3 în 3 zile pe drumuri. CSM-ul se întoarce mâine în România la Cluj, de acolo se duce la Bistrița pentru o partidă de campionat. Nion Bla pentru Frafior. Pasa n-a fost bună, arbitrii dau faul și 9 metri, o fază la limită. Tot cu Golden, care a făcut una dintre partidele mai slabe astăzi, și cu toate acestea mingea se duce în poartă, deși aruncarea a fost cam pe direcția portarului. Din nou CSM-ul un gol avans. Revine desigur în centrul defensivei Sabina Jakobsen. Încă de la jumătatea primei reprize Jakobsen a avut două eliminări. Revine și Cristina Neagu. Încearcă atacul gazele cu doi pivoți. Pasa este bună pe pivot, e din nou 7 metri. Joacă mult cu pivotul. Iversen scoate din nou aruncarea de la 7 metri. Atenție, este a șaptea aruncare de la 7 metri pe care o are Nykobing. Christiansen. Transformă. Trei aruncări de la 7 metri transformate de ea, două de Westberg, dar fiecare a și ratat câte una. 18 egal. De această dată cu Neagu în centru și cu Nion Bla în inter stânga, cu Jorgensen în inter dreapta, care primește acum de la Frafior. Vine Nion Bla. Nion Bla pasă cu mâna stângă pentru Curea. Nu se poate duce de acolo. Din nou Nion Bla. Neagu! Mingea se duce în bară și apoi în spatele porții. Greu, foarte greu. E adevărat că din punct de vedere ofensiv asta se întâmplă, sunt convins, și pentru că până acum nu le-a ieșit jocul Cristinei Neagu și Isabelei Gulden. Egal, 12 minute din repriza secundă. Christiansen. Westberg. Pasează mult, fentă și pătrundere Christiansen. Și ea cu 5 goluri marcate. Nykobing preia conducerea a doua oară în repriza secundă. Bazaliu este singura jucătoare de la CSM care nu a intrat pe teren dintre handbalistele de câmp, să spunem. Jorgensen se grăbește, mingea sare la Neagu, ratează și ea aruncarea, este fix în portar, în greve. Nu le iese. Se oprește Christiansen. Atacă Nykobing acolo cu doi pivoți, n-au apucat să facă schimbarea. Fac acum două schimbări. Preferă să atace cu calm, să ducă la bun sfârșit acest atac, care ar putea face ca Nykobing să se ducă la două lungimi. Niciodată n-a fost o diferență mai mare de două goluri. Și aceasta a fost doar în favoarea lui Nykobing. CSM-ul a condus maximum cu un gol, ba nu, a fost 12-10 și CSM-ul a avut două. De la 10-8 pentru Nykobing s-a făcut 12-10 pentru CSM. În cea mai bună
perioadă pentru campioana României în acest meci. Problema e că această perioadă a fost scurtă. Pentru Christiansen se duce depășită ușor Jorgensen, 20-18. Time-out cerut de Helle Thomsen. Jorgensen și Christiansen, colegii la echipa națională a Danemarcii. Vi kan sagtens prøve at se, om vi kan søge nogle kanster igen. Og hvis hun går op og splitter helt vildt, vi kan løse det, så hopper du en tern ind og skruer mellem 3 og 2 og 3. Er med på den? Men hun falder jo ned igen, så når du spiller tilbage med bold, så har de svært ved det. Og bliver systemet igen. Kanster. Og hvis hun bliver oppe, Lærke, så skal vi have kørt nogle rådkanster. Men I skal blive ved med at køre lidt fast. Ja, ja. Og de bliver ved med at køre. Ja. Og hvis ikke det kører, så skal vi have noget overgangsspil på. Da, și pentru prima dată la CSM în această partidă intră Bianca Bazaliu. Cât de mult a ajutat Bazaliu pe CSM în momente grele în precedenta ediție de Liga Campionilor. Aici se cam grăbește, a fost faul și este aruncare de la 9 metri. Ce partidă grea! CSM-ul bate, învinge pe Crim Ljubljana cu 30-18, 12 goluri diferență, iar Crim Ljubljana câștigă acasă cu această echipă care conduce acum pe CSM la 2 goluri. Handbalul nu e matematică. 9 metri, Bazaliu iese repede pentru a putea intra acolo la fel de repede Sabina Jakobsen. Două goluri pentru Nykobing și atacul campioanei Danemarcii. Atacă din nou cu doi pivoți, intră acolo și Pedersen. Oarecum cu doi pivoți, că este extrema stângă. Minge scoasă la Vesberg. Vesberg! Nu știu dacă a atins sau nu Paula Ungureanu această minge care s-a dus pe lângă poartă. Și CSM-ul scapă fără gol. Nykobing se putea duce la 3 lungimi. Gulden vine lansat și se grăbește. Mai e un sfert de oră. Contraatac ratat al danezelor. Bine că se grăbesc și ele. Udrișteu. Gulden greșește. Gulden. E adevărat, atenția, a ratat contraatacul ceva mai devreme Pedersen și retrăgându-se în apărare se trezește cu acest cadou de la Isabelle Gulden. Meciul e bun, e frumos, lăsând la o parte scorul, spectaculos, e chiar unul dintre meciurile foarte bune, calitativ din punct de vedere handbalist. Și până acum avem 45 de minute. Paula Ungureanu scoate această aruncare, a fost picior acolo. 45 de minute în care și CSM-ul a arătat slăbiciuni pe care nu le-am văzut până acum la această echipă. Dar e adevărat că nici n-a avut un adversar de asemenea valoare. Problema este că CSM-ul nu joacă, cred eu, ceea ce a jucat până acum, nu neapărat din cauza adversarului. Jorgensen, aruncarea este deviată. Cine le grăbește? Că nu valoarea adversarului a determinat-o pe Jorgensen să aibă o asemenea execuție. Christiansen. Pasa pe pivot, pasa nu-i bună, este 9 metri aici. Se apără Bazaliu, nu mai e timp de schimbare. Paula Ungureanu desfăcută la șiret, arbitrii croați opresc meciul și asta e bine pentru CSM, paradoxal, și cu șansă pentru că au timp să facă schimbarea. Iese Bazaliu și revine Jakobsen.
goluri în plus, Nykobing. Și atacul formației daneze. Christiansen. Vestberg, Christiansen. Atac lung. Christiansen din nou. Aruncă în pară! Paula Ungureanu până la urmă învinsă, șansă mare! Paula Ungureanu a atins mingea la prima aruncare, s-a dus în bară, după care mingea sare pe pivot. Lagerquist la primul gol în acest meci. Și pentru prima dată sunt și 3 goluri diferență, însă în favoarea adversarei CSM-ului. Aici e șansă. Niciodată în actualul sezon CSM-ul nu a fost în asemenea dificultate. Gulden se putea duce, Gulden! Kurtovici! Mingea este în poartă! Kurtovici aruncă repede, surprinzător, și înscrie Kurtovici! Arbitrii lasă jocul să continue la această pătrundere. Valen. Gulden, depășire, Gulden, e 9 metri. În actuala ediție de Liga Campionilor sunt doar 3 echipe cu maximum de puncte. CSM, Vardar și Metz. Să rămână tot acestea. Gulden. Să rămână tot 3. Gulden, sunt 2 goluri marcate consecutiv de CSM. Și e un moment într-adevăr de slăbiciune, iar antrenorul gazdelor cere timeout. 2 goluri primite fără să înscrie de Nykobing. Ja, du dækker bak her, ikke også? 7 mod 6. 7 mod 6, ja. Og det vil sige, at Mule løber... Det er Line Jørgensen på højre fløj. Det er Line Jørgensen, der er forsvar. Ja, det er jo det, det handler om. Det er det, det handler om. Vi vil gerne køre falsk og højre. Falsk og højre et par gange. Er I med på den? Falsk og højre. Kom op. Højlig her! Højlig her! 7 mod 6, der handler om, at man hele tiden flytter med. Vi vækster alene. Det er knæerne, der går op. Og knæerne arbejder som sindssygt. 7 against 6. It's important, the left wing or left back, don't take the chance first time, then it's difficult to get somewhere out. Yeah. But it's okay, you take it from the playmaker. So be ready, remember, Vardash is running early out. Moana, you feel that you're at home. It's good play, he played again. It's still in the defense, go together, always a back position in. And then the wing players must work really hard. Yeah. Keep it now, Dan! Se rea jocul, un gol. În plus pentru Nykobing, doar unul după ce au avut 3, 21 la 18. 11 minute până la finalul jocului. Intră acolo pe semicerc Ikehara. Cele două, Christiansen. Foarte aproape de intercepție, Gulden. Jorgensen se apără bine, jocul continuă. Mult mai lungi atacurile celor de la Nykobing, acum în prepasiv. Se mișcă bine, e o perioadă grea, dificilă aici, contează foarte mult condiția fizică. Am intrat în ultimele 10 minute, 11. Și iată dovada, o fază la care gazdele au cerut fault. Pleacă acolo pe contraatac, Hagman, 7 metri și doar 7 metri. Poate așteptam eu prea mult și o eliminare. Repede, repune, repede Jorgensen. Kurtovici a fost și nu Hagman. E adevărat, mă așteptam eu să fie Hagman, că acolo era locul lui. Gulden de la 7 metri. 2 din 2. Iată, 50 de minute CSM-ul a avut o singură aruncare de la 7 metri. Iar Nykobing 7. Asta nu înseamnă că au fost probleme de arbitraj. Chiar a fost un arbitraj cât se poate de corect. Exceptând, eu știu, o fază, două, dar nimic ieșit din comun. 21 egal, 3 goluri marcate consecutiv de CSM fără să primească. Christiansen.
Vestberg. Vestberg, criză de idei pentru handbalistele de la Nykobing. Christiansen și Paula Ungureanu. Asta deja e o minge ușoară pentru fenomenala Paula Ungureanu. Meciul ei până acum. Este meciul Paulei Ungureanu. Și unul egal și CSM-ul poate marca un al patrulea gol consecutiv fără să primească. Mehmedović, Gulden, Neagu! Neagu pe lângă poartă! Poziție atât de bună din care Cristina Neagu a aruncat pe lângă poartă. 21 egal, minutul 21 din repriza a doua. 22 chiar. Par obosite handbalistele de la Nykobing. Sau aș vrea eu să fie așa. Vestberg din nou. Vine lansat, aruncare, este în blocaj și este corner. E corner. N-au putut să prindă această minge nici Paula Ungureanu și cu atât mai puțin Cristina Neagu. Christiansen tot în lateral, caută să scoată brațul acolo, este doar 9 metri, da. Din ce în ce mai lungi, din ce în ce mai lungi atacurile formației daneze, iar acolo este din nou Paula Ungureanu. Nu mai găsesc superlative pentru a caracteriza jocul Paulei Ungureanu. Și unul egal, Neagu pasă pe pivot, Oana Manea, 7 metri, Oana Manea scoate aruncarea de la 7 metri, s-au mișcat bine. Cristina Neagu a marcat în această partidă 2 goluri din 7 aruncări. Din nou Gulden schimbă portarul, Sorensen. Gulden aruncă cu calm și elegant al șaselea gol marcat, aia 3 din aruncări de la 7 metri. Se face 21-22, 4 goluri marcate consecutiv de CSM fără să primească. Greu, foarte greu. 6 minute aproximativ până la final. Caută soluții, variante. Jacob Larsen, antrenorul gazdelor, născut în Groenlanda. Bine, Groenlanda, Danemarca, dar am aflat că Groenlanda are și echipa națională de handbal, unde desigur a jucat Jacob Larsen. Cele două, Christiansen. Minge ajunge și la extrema stângă, Pedersen, 5 goluri marcate de ea. La fel ca și Vestberg. Primește acum Vestberg, Christiansen. Vestberg, e greu să bați acum, să sari. Mingea rămâne în posesia gazdelor, vine acolo și scoate în spate, în corner, Kurtović. În prepasiv, scot la pivot și reușesc să înscrie în ceea ce cred că ar fi fost ultima lor șansă în prepasiv. Cred că a fost unul dintre cele mai lungi atacuri.
Negu Gulden Mehmedović. Mehmedović! Aruncarea este ratată, mingea din bară iese în afara terenului. No, jocul ofensiv al CSM-ului, jocul ofensiv nu a fost așa cum a fost până acum. Atenție, schimbare aici la gazde. Intră și Emeli Vesberg în Inter dreapta. Joacă împreună cele două surori gemene. Christiansen. Se mișcă bine apărarea CSM-ului, caută să scoată brațul până la urmă, pasează în stânga la Pedersen. Aruncare în vinclu, vine in extremis al șaselea gol marcat de Emeli Vesberg, de Ioana Vesberg. Și sunt două goluri acum marcate consecutiv de gazde, fără să primească. În 7 din cele 8 meciuri jucate de CSM până acum, în actualul sezon, CSM-ul a marcat cel puțin 30 de goluri. Neagu pasă pentru Frafior. Am impresia că și Cristinei Neagu începe să-i fie teamă după ce a avut atât de multe aruncări nereușite. Era o poziție din care de obicei Cristina Neagu arunca la poartă. Golden Neagu e pe lângă. Pe lângă poartă. Final de meci cu publicul danez urmărind ultimele minute în picioare, cu campioana Danemarcei având atacul și un gol în plus în fața CSM-ului. Christiansen, Vesberg, e fault acolo și 9 metri. CSM-ul n-a pierdut vreun meci de la semifinala de Final Four de anul trecut. Sigur, meciuri oficiale. Pasa e bună pe pivot și mingea se duce în poartă. Iversen. 24-22. Sunt 3 goluri marcate consecutiv de gazde fără să primească. Timeout, Helle Thompson. Hvis de går i 5 minutter næste angreb, så kan vi bare pladskifte med svensk overgang fra Emily. Nej, du løber sikkert, og du løber hjem. Emily ned på 3'eren, dig på 2'eren. Jo. Vi samler. Vi samler. Vi samler på alt nu. Hør efter angreb. Jeg starter på højre bakke. Samle igen. Pas på Johanne Emily. Ja. Minute și jumătate, 2 goluri. În plus pentru Nykobing. Neagu Kurtović, fault în atac, este fault în atac. Ce erori care vin după timeout, imediat după timeout. 24-22, atât de puține goluri marcate de CSM. Și ăsta este un motiv. Paul și 9 metri, duc lung. În istoria participării în Liga Campionilor, cele mai puține goluri marcate de CSM au fost 21.
E interesant, tot împotriva unei echipe daneze, Midtjylland, dar și cu Varda. Bun, un minut și jumătate, calcule. Cred că dacă înscrie, nu cred, sunt sigur că dacă înscrie Nykobing, să nu se întâmple, dacă înscrie, meciul e jucat. Dar nu înscrie, nu înscrie Iversen. Mai sperăm, mai visăm. Gulden, Gulden, e 9 metri. Se poate acum, la 3 goluri nu se mai putea și așa e foarte greu, foarte greu. Gulden, Gulden, Negu, pasă pentru Oana Manea, e fault, au fluierat înainte fault și pași, nu e 7 metri, ci doar 9 metri. Ultimul minut, Negu, Gulden, Gulden, acum e gata. S-au grăbit, s-au grăbit și pentru că nu mai aveau timp. Încearcă această apărare om la om. Timeout cerut de gazde. Mai puțin de 30 de secunde atacul lor și două goluri în plus. Da. Trei goluri. Angelica Valen. Eu v-am spus că meciul e greu, recunosc că nu mă așteptam să fie chiar atât de greu și ca CSM-ul să piardă. CSM-ul ne-a arătat că este o echipă de pământeni, părea de neatins, de neînvins, de neimaginat. Dar se întâmplă. Se întâmplă, sunt puncte importante pe care CSM-ul le pierde, puncte fără de care se va duce în faza grupelor principale, unde vor veni Rostov, Gheor, probabil Midtjylland. Cine știe, câteodată ai mai multe de învățat din înfrângeri, fără îndoială, decât din victorii. A fost un meci bun, ca și aspect din punct de vedere al handbalului. N-a fost un meci bun al CSM-ului. Mult sub așteptări, după părerea mea, fără ca adversara să fi făcut o partidă ieșită din comun. Vom reveni aici, prieteni, în legătură directă cu reacții din tabăra CSM-ului după primul eșec al acestui sezon în deplasare cu campioana Danemarcei, Nykobing. Sunt Cosmin Băleanu, vă mulțumesc pentru atenție, dar rămâneți, repet, pentru reacții de la această partidă. Urmează emisiunea de analiză și, repet, reacții de aici, din Danemarca. Rămâneți pe Telecom Sport, toate bune! Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit din nou la o ediție Zoom Sport. Al treilea meci pentru CSM în Liga Campionilor n-a fost cu noroc pentru jucătoarele lui Helle Thomsen, care au pierdut în Danemarca cu scorul de 22-25. Un scor la care nu ne așteptam, dimpotrivă, noi ne gândeam că fetele de la CSM o să învingă a treia oară, dar din păcate nu s-a întâmplat așa cum ne-am gândit noi. Bună seara din nou invitațiilor mei, Costin Cava și Narcisa Lecușanu. Cum vi s-a părut meciul? Sunteți șocați? Șocată e puțin spus. Chiar nu mă așteptam. E o surpriză foarte mare pentru mine. Pentru că așa cum arată CSM-ul
pe hârtie, individual, cum vrem noi să spunem, față de ceea ce are astăzi Nykobing, fără doar și poate, trebuia să existe o victorie. Însă nu știu ce s-a întâmplat, chiar din păcate n-au avut soluții nici în atac, nici în apărare. Sigur, ca de obicei, Paula și-a menținut evoluția ei foarte bună. Chiar nu-mi explic, nu știu, nici ele nu cred că își pot explica. Cred că și pentru fete e un șoc sau un duș rece, să spun așa. Până la urmă nu e pierdut nimic, e un meci din care poți învăța multe, pentru că astăzi pur și simplu nu a ieșit absolut nimic. Da, poți să spui că e cea mai mare surpriză la actuale ediții, fără probleme. Da, adică adică noi înainte vorbeam de o victorie netă, pentru că așa mi se părea normal față de ceea ce a jucat până acum CSM-ul și uitându-mă și la jocul Nykobing-ului cu Crim, unde, cum să zic, nu mi s-a părut nimic, wow, chiar așa, să vii să te bat, așa, mi s-a părut un pic... să zic, chiar tragic, nu știu, vis-a-vis de sport. De sport, corect. Da, clar. Costin, am văzut că tot sesizai în timp ce urmăream împreună meciul faptul că stau bine pe contraatac, de altfel și știm că nordicii sunt foarte buni la handbal în acest aspect. Au și început tare, au dat foarte multe goluri pe contraatac, surprinzându-ne la început de meci. Știi care este problema? Într-adevăr, au dat goluri pe contraatac la început, dar problema e că au început să-ți dea goluri după aceea și din pozițional, au început să-ți dea goluri și din zona centrală cu Cristian, sunt aproape de peste tot. Și e clar că n-a fost doar problema asta, a replierii, să spunem, în fața lor. A fost o zi proastă la toate capitolele, dincolo de Paula, într-adevăr, care a apărat fantastic, dar Cristina, să spunem, oricât de mare jucătoare ar fi, cea mai bună jucătoare, se întâmplă să prindă câte o zi din asta, în care n-are reușit să marcheze, a dat două goluri. Aici a fost toată echipa într-o zi proastă, să zic așa, cel puțin în apărare, exact ce le cerea și Hele întotdeauna la timeout. L-au cerut să fie compact, într-un bloc de patru, să miște, să treacă peste pivot, ceea ce nu s-a întâmplat. Tot ce a fost discutat teoretic, în practic nu s-a putut pune în practic, adică au fost foarte rare, n-au trecut deloc peste pivot, foarte ușor au găsit oamenii de la 9 metri pivotul. Mă uitam și la, nu am reținut numele, interul stânga, care a marcat atât de ușor, aici chiar trebuie să întâmpini, trebuie să aglomerezi zona, că altfel clar te costă. Te costă faptul că o scos pe, că Jacobson ia două eliminări foarte repede în meci și că o piesă importantă din zona centrală acolo nu mai are curajul să intervină așa cum ar fi trebuit. Clar te costă. Eu îți spuneam și mai devreme. Haideți să mergem la Cosmin Băleanu. Nu cred că e o atmosferă prea plăcută acolo la sală, dar haideți să te ascultăm, Cosmin. Da, bună seara. Eu știu ce să zic, trebuia să vină, recunosc că aș fi vrut să nu vină în momentul ăsta, vreun an de zile, așa, vreo 10 luni să nu vină în momentul ăsta, dar a venit, suntem cu Andrei Luca. Aici la sală spune sigur că nu e veselie, nu e bucurie, n-are cum să fie, mai ales ținând cont de ce a fost până acum. Andrei, hai să trecem și să ne calmăm și să tragem o concluzie. Concluzia se vede cu ochiul liber, am pierdut astăzi. Da, așa cum ai spus mai devreme, mai bine. Au fost ele mai bune sau au fost probleme în jocul nostru? Nu, noi am avut probleme, s-a ratat foarte mult. Neașteptat de mult, din păcate, poate acolo unde așteptările au fost mai mari și mă refer la jucătoarele cotate mai bine valoric, ele poate au ratat cel mai mult. Nu știu de pe cui să atribuim aceste situații de ratări în condițiile în care noi, ca timp, ne-am pregătit, am venit cu două zile mai devreme aici. Probabil este ceva și pe fond de oboseală, pentru că totuși ținem greu ritmului acesta la trei zile joc și cu deplasări și toate celelalte. E un rezultat care ne ia prin surprindere, zic eu, nu neapărat că nu te așteptai la el, în condițiile în care în Scandinavia... Este campioana Danemarcei, în Scandinavia niciodată nu știi cum se termină jocul, pentru că sunt imprevizibili. Imprevizibile echipele scandinave. Trebuie să privim și partea bună a lucrurilor, aceea faptului că s-a întâmplat asta și s-a întâmplat în grupa aceasta, nu în grupa principală. Ar fi fost bine și confortabil să mergem cu maxim de puncte.
poate undeva le vom recupera, ca să zic așa, adică ne uităm și la grupa cealaltă și poate și acolo să mai fie surprize, așa cum a luat și Gheorghe Bătaie, eu știu, să ei la rândul lor să se bată între ei. Asta este. Știi că se spune că ai mai multe de învățat din înfrângeri decât din victorii, logic. Așa, ce ar fi de învățat din meciul ăsta pierdut? Cu o Paula Ungureanu, altfel, absolut fabuloasă, declarată, desemnată cea mai bună jucătoare a meciului. Ce învățăminte ar fi de tras? Dacă ar fi de schimbat ceva? Dacă ai dat filmul înapoi și începe meciul acum și ai văzut ce s-a întâmplat? Așa, în câteva cuvinte. În opinia mea s-au primit goluri foarte ușor. Deci cu toate că Paula a fost foarte bună astăzi în poartă și poate singura care, eu știu, se detașează un piculeț și asta au considerat-o și organizatorii. Cred eu că în apărare ceva s-a întâmplat în condițiile în care totuși am luat goluri foarte, foarte ușor de la o medie de înălțime pe care o văd la echipa daneză, destul de mică. Iar asta în primul rând, deci cu apărarea, fazele din apărare, iar în al doilea rând eu m-am uitat destul de des la tabelă, totuși primul nostru gol de la 9 metri a venit după minutul 20 prin golul lui Jorgensen. Ori asta, nu știu, ceva, cred că totul s-a întâmplat, că uite, nu putem să remarcăm mai nimic, nu știu ce s-a întâmplat și paradoxal, tocmai cu fetele care au jucat sau sunt din Scandinavia, nu știu, a fost un blocaj, nu știu, poate emoțional. Au avut rude, prieteni prin tribună, cine știe. Nu au avut sigur, dar să nu le fi marcat asta. Da, nu știu, probabil am putea atribui acest lucru și aspectului emoțional, sigur. Natalia a jucat la fosta echipă și se pare un piculeț depășită, sau a fost depășită, scuze. Nu știu ce să zic. Bun, acum trecând peste asta foarte repede, suntem noi și subiectivi, adevărat, dar și optimiști, se pot rezolva lucrurile astea? Că vine Gheor, vine Rostov și probabil Mitulan. Păi avem timp, ținând cont de faptul că grupa principală va începe la sfârșitul lui ianuarie, deci avem timp pentru corecții și dacă este să învățăm, vom învăța până marți, în primul rând. Deci, marți. Până la returul cu Nykobing, totuși, că e și la București. Da, vor veni la București, vom juca pe 4, destul de vreme, dacă stau bine să mă gândesc. Așa cum spuneam, meciuri după meciuri și, sigur, îți creează și surprize. Andrei, mulțumesc și să ne auzim cu ocazii mai bune. Să dea Dumnezeu. Da, dragilor, atât de aici. Sigur că eu am încercat să aduc jucătoare care însă au fost băgate în ședință, sper să mă auziți, foarte repede de Helle Thomsen. Inclusiv antrenoarea CSM-ului avea programat un interviu la televiziunea daneză imediat după meci, cum stau ei la marginea terenului. I-a refuzat pe toată lumea pentru că și-a băgat jucătoarele în ședință. Vă spun că n-au ieșit deocamdată de acolo. Îmi pare rău că aș fi vrut să aflu ceva și din partea jucătoarelor noastre, dar aflăm când se vor întoarce acasă. Deocamdată atât de aici. Bun, mulțumim Cosmin Băleanu. Stau acum și mă gândesc la mine când eram reporter. Nu mi-aș fi dorit în niciun caz să fi fost acum acolo și să fiu în situația asta. Da, e o atmosferă nu prea plăcută. L-am auzit pe team managerul CSM-ului Andrei Luca spunând așa: noi ne-am pregătit, am venit cu 2 zile mai devreme. Adică omul a spus, noi din punctul nostru de vedere ca organizatori ai CSM-ului, le-am adus pe fete mai devreme să se acomodeze, să le fie bine. Doar că jucătoarele bine cotate parcă nu s-au ridicat la înălțime. La cine credeți exact că se referea? Dar nici nu mai contează, cred că, la cine se referea, că până la urmă a fost o notă a echipei, dacă mă întreb pe mine, Gelina. Nu mi s-a părut că a ieșit ceva în evidență, deși dacă mă gândesc la o Iulia Curea, care chiar dacă nu a marcat foarte multe goluri, a avut 2 șuturi, 2 goluri și s-a părut extraordinar de bine atât cât a fost în teren. Aveți, nu știu, o putem remarca la pozitiv atât timp cât echipa a luat bătaie. Mai avem și pe Hagman, sigur a arătat una, dar tot la fel, a fost foarte exactă, dar a fost prea puțin. Foarte bine a menționat și Andrei, n-au fost golurile alea de la 9 metri de care întotdeauna echipa a avut nevoie și atunci când s-a aruncat la poartă și ori Gulden, ori Cristina și-au asumat această responsabilitate de a arunca, a fost întotdeauna mingea mult peste poartă sau pe lângă poartă. Și automat echipa parcă așa împreună n-a mai avut încredere în ea, n-au mai ieșit jocul, n-au mai fost pasele alea către pivoții noștri. De câte ori a ajuns mingea către pivot, s-a scos ceva, ori a fost gol, ori a fost 7 metri cu eliminare și așa mai departe. Dar
Ce n-a ieșit așa tare în evidență a fost exact linia de 9 metri, care noi o considerăm foarte puternică. Așa cum ziceam și la început, de fiecare dată când exista schimbare, fiecare a adus un aport pozitiv. De data asta nu a ieșit. Deci a fost, cum să zic, un balon vid. De unde n-a ieșit ceea ce așteptam noi și ceea ce pot fetele astea, că nu trebuie să acum să concluzionăm că vai, s-a terminat. Nu, nu s-a terminat. Aceleași fete vor avea și următoarele jocuri și aceleași fete ne va arăta că vă bate Nykobing-ul la București. Ce s-a întâmplat astă seara aici, chiar nu știu. Nu știu, așa cum a zis și Andrei, joacă intens. Toate echipele din Liga Campionilor care joacă așa, joacă la 3 zile și toate. Deci nu-i numai CSM-ul, să zici că e un pic defavorizată. Sunt sigură că sunt deja pregătite pentru așa ceva. Așa cum ziceam, Hele este pregătită ca antrenor, pentru că văd că schimbă în continuare la fiecare 15 minute. De fiecare dată a și riscat, a venit și cu a 7-a în teren scoțând portarul. A încercat toate soluțiile. Din păcate nu a ieșit, nu a ieșit. Șuturile, n-a mai fost tăria aia, plus apărarea care nu a existat. Din păcate, dacă nu există apărarea, noi n-am reușit să dăm, nu știu, am făcut un contraatac astă seară? Cred că am avut un gol pe contraatac. Da. Față de, dacă facem un raport, cred că 7-8 le-au avut, nu? Au avut numai în primele 20 de minute, au avut cel puțin 4 goluri pe fază rapidă. Nu am notat, să zic așa, statistică, dar e totuși o proporție. Și la un meci unde tu nu reușești să dai acele goluri ușoare de la 9 metri, atunci îți trebuie partea asta la altă, contraatac, faza a doua. Ceea ce nu i-a ieșit. Iar ce am remarcat în timpul jocului, foarte isteață japoneza, a rămas tot timpul aproape de Cristina, omul care duce mingea în faza de atac. Cară, noi spunem de obicei în teren, cară mingea. Întotdeauna un om cară mingea. Ăsta a fost Cristina. Da? Și foarte isteață s-a lipit de Cristina cu fault, a agățat, stop, fault, iau de la capăt și uite, n-au găsit soluție în atacul pozițional. Nu a fost ușor astă seară, dar... Cred că așa, cred că trebuie spus că noi pierdem o oportunitate de a intra cu punctele alea despre care vorbeam noi. Că nu intrăm, da, nu vom intra. Da, asta te enervează, da, în și final. Asta, tocmai pentru că nu profiți de ce s-a întâmplat în cealaltă grupă, unde Gheorghe pierde și știi sigur că nu va intra cu maximum de puncte. Da, acum așa lucrurile se echilibrează. Altfel nu e un impact extraordinar, pentru că de calificat oricum CSM-ul se califică și din grupa principală se va califica cu siguranță, adică nu cred că există. Nu va avea șansă de a juca, dar e păcat să întrebarea nu fructifici. Este... Cu cine vei juca pentru a accede în Final Four? Asta e pierderea. De fapt, dar, da. Cum să zic, așa cum zicea și Cosmin Băleanu, e o lecție. Și din înfrângere așa este, înveți mai mult decât dintr-o victorie. Pentru că o victorie nu este atât de mult analizată cum este o înfrângere. Costin, apropo de ce zicea Narcisa, că Hele e destul de bine pregătită, s-au pregătit și danezele foarte bine din moment ce Cristina Neagu a reușit doar un gol în meciul de astăzi. Se întâmplă, uite, acum că să te uiți pe hârtia primelor două meciuri din Liga Campionilor, noi am depins în mare parte de Cristina, adică a dat 20 de goluri, dacă nu mă înșel, cred că 12 copi sau ceva de genul ăsta, oricum a fost cea mai bună marcatoare la precedentele două partide. Se întâmplă ca și cele mai bune jucătoare din lume să nu-i meargă într-o zi aruncarea. Au fost două goluri din 8, mă uitam pe statistică, din 8 aruncări. E destul de puțin. Problema este că nici celelalte jucătoare din linia de 9 metri nu au funcționat, adică nici interiorul dreapta n-a reușit să facă mare lucru, nici Izabele Guldă din centru. I-a dat 6 goluri, dar a dat 3 din 7 metri. Da, și eu cred deci că un tot nu, care dar, n-a funcționat. Așa, comparând un joc al Izabelei în sezoanele anterioare cu ceea ce s-a întâmplat până acum, cred că nu-și mai asumă cum își asuma înainte. Acum nu știu care sunt discuțiile de la ședințele tactice ale lor, are, nu are voie să arunce, nu cred că asta e discuția, dar nu-și mai asumă ca înainte și asuma șutul de la 9 metri, jocul colectiv cu pivotul, nu mai vezi acele pase ale ei la pivot, nu știu. Sistemul nu mai duce să se întâmple lucrurile astea care ei se întâmplau înainte și era unul din pionii importanți. Nu că nu mai este acum. Clar este. Dar jocul ei arată altfel. Spui că, pentru a înțelege lumea, spui pentru că apare Cristina Neagu acolo în interstânga și prea mai multe dintre fazele de finalizare. Da, că își asumă. Da. Dar și ea, în continuare, din punctul meu de vedere, trebuie să-și asume acest șut de la 9 metri.
clar, de la linie încă nu mă pot aștepta să arunce, pentru că încă nu e, a venit cu șutul ăla de pe faza aia rapidă, pe faza a doua, dar nu e suficient. Și ați văzut, poate de multe ori chiar ne-am ofticat în cabină când noi ne uitam împreună, a avut pur și simplu culoar și a preferat să dea pasul la extremă. Probabil că încă nu simte jocul. Sigur îi mai trebuie timp, dar asumarea asta de aruncat de la 9 metri, care nu-ți dă 100% și posibilitatea golului, ține de fiecare. Apropo de Eline Jorgensen, jucătoare care te-a ajutat să câștigi până la urmă Liga Campionilor și a fost acolo de bază, astăzi a greșit o pasă, a scos în schimb un 7 metri și a marcat un gol. Însă, frica asta ei e posibil să-i se datoreze acelei operații la mână și acelui timp de recuperare al ei? Să fie timorată și din cauza asta? Acum, gândește că ea a avut două accidentări grave în decurs de 2 ani. Și în primul sezon a fost accidentată cu problemă la genunchi, după aia a avut problema asta la mână cu reaccidentare, de fapt. Au fost 3 accidentări. Bine, 2, în fine, a fost obligată și să asta fie. Ține cred de fiecare. Cred că poate să conteze și asta. Poate, dar uite, dacă am comparat, și Cristina a avut una foarte gravă la umăr. Și, deci, perioadele care te scoate din terenul accidentare, sigur, te frustrează, dar când ai revenit, ești la un nivel. Sigur, mai are nevoie de timp, așa cum ziceam și în alte intervenții. A stat un an de zile. Abia a început să joace, nu? Da. E dar foarte greu să te aștepți de la ea. Ți se pare că e normal să ducă ea greul pe poziția de interceptă în momentul ăsta? Adică din cât ești în teren, mi se pare normal să duci greu, da, echipei, când ești în teren. Nu, eu mă gândeam la faptul că poate ar fi fost mai bine să încerce cu Amanda Kurtović mai mult. La asta mă gândeam. Și va explica după o analiză antrenoare dacă a găsit soluțiile cele mai bune la momentul ăsta de a câștiga. Apropo de schimbul ăsta de jucătoare pe posturi, ați fi preferat să se joace mai mult cu Manea decât cu Frafjord? De ce vă întreb asta? Pentru că Manea, după 25 de minute, datorită golului ei, era scorul undeva, nu știu, mi-am notat 25-25 sau ceva de genul ăsta. 10-10, scuze. Scoate și 7 metri. Exact. Da, bun, dar nici Frafjord nu poți să spui că în atac a jucat. Adică când a primit mingea a dat 4 goluri, dacă nu mă înșel. Și Oana și Frafjord mi se par două jucătoare excepționale. Echilibrat, da, postul e... Și cred că și împart minutele de cele mai multe ori destul de egal. Mă, nu știu că aici e cheia înfrângerii, adică nu cred că aici. Nu, cred că mai degrabă aș da vina un pic pe apărare, un pic mai mult, cred că într-un procent mult mai mare aș da-o pe apărare, pentru că aici ține și de voință și putință automat, dar asta ar fi fost cheia succesului și de obicei cheia succesului e în apărare, pentru că așa reușești să dai golurile ușoare. Goluri, uite aici ne uitam la faza asta unde Cristina Christensen aruncă de la șold pe sub mână, o minge pe care Paula nu o vede, dar un asemenea om trebuie întâmpinat. Parcă am fost prea pasive, parcă prea le-am invitat, așa s-a văzut. Un pic mai agresive, agresivitatea cred că le-a lipsit, uite. Asta mi-a venit acum cu agresivitatea. E posibil ca poate la nivel subconștient să fie sigure, domnule, noi luăm, avem meciurile astea, e grupa asta așa cum e. E posibil. Primele două s-au dus, hai că a venit și ăsta, îl facem și pe ăsta și aia e. Da, e, din punctul meu de vedere e posibil. Și eu m-am gândit, uite, recunosc exact la chestia asta, că e foarte posibil să o iei în ușor pe Nykobing, mai ales că te gândești, poate, prin comparație, am băut-o pe Krim a băut-o pe Nykobing, e clar că nu au cum să ne pună mari probleme. Nu știu dacă jucătoare profesioniste de detalii asta nu, dar gândesc consideri, așa neapărat. Consider că va fi un meci mai ușor. Da. Consider și ca jucător că, uite, e un meci mai ușor. Și ai și gândirea asta că ești într-o grupă mai ușoară și că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Mai avem de perfecționat, mai putem să ne legăm relațiile de joc într-un fel sau altul. De-aia și ziceam că e extraordinar de bine că au început în grupă asta, exact, că poți lua toate punctele, poți rula tot lotul, ceea ce este iar foarte important, dar s-a întâmplat, dar nu, eu nu cred că e o tragedie sau un capăt de țară. Îmi pare rău, clar că îmi pare rău. E o echipă românească care ne reprezintă în cupele europene și de fiecare dată, indiferent cine joacă în orice sport, te simți bucuros și mândru că ești contemporan cu cei care sunt acolo și pot reprezenta România. Cel puțin asta simt eu.
Și cred că până la urmă s-ar putea să fie mai bine că se întâmplă să vină acum dușul ăsta rece, să-i spunem între ghilimele, decât să ți se întâmple, eu știu, un meci de calificare în sfertul de finală. Adică e bine să revii un pic cu picioarele pe pământ, chiar dacă ai o echipă stelară. E clar că așteptările noastre au fost foarte ridicate, tocmai pentru că ai acum niște jucătoare transferate, sunt vreo 6 nou venite și toate foarte bune pe pozițiile lor, în frunte cu sigur Neagu, Kurtovic, Frafir și așa mai departe. Toate sunt excepționale și atunci poate că așteptările sunt ridicate, dar cred că e mai bine că s-a întâmplat acum. Față, dacă mă uitam acum la bucuria lor de la Nykobing, te uiți așa, în afară de Christiansen, că o știm că e centru echipei naționale a Danemarcei, parcă n-ai putea să zici, wow, asta e... Nu mai nume, nu mai cum avem noi pe Cristina, cum avem pe Gulden, chiar pe Jorgensen, Frafjord, adică fete cu experiență internațională, cu medaliate, campionate mondiale, olimpiadă, campionat european, deci sunt, de-aia sunt niște nume grele și de-aia aștept de la ea. Dar asta nu înseamnă că niște nume de-astea grele nu pot juca și mai prost. Cosin, știi ce surprinzător? Că Nykobing în campionat are vreo 2-3 meciuri pierdute, un egal și acum s-au găsit cu CSMB-ul. Da. Știi că așa se întâmplă. Știi că așa se întâmplă. Cu echipele mici care n-au nimic de pierdut, e deja ponosită povestea asta, dar e adevărată. N-ai nimic de pierdut, dar e absolut totul. Echipei adverse nu îi iese jocul. Nu, dar și... apropo de ce zice Genna, chiar am avut șansa să vorbesc cu secretarul general Mortensen la o întâlnire avută la Federația Europeană și chiar îl întrebam cum mai e, cum reușește să reconstruiască liga și îmi spunea că își doresc foarte mult să construiască liga din nou pe jucătoare doar daneze pentru a ajuta naționala vis-a-vis de ceea ce li s-a întâmplat, necalificarea la Olimpiadă și așa mai departe și că e o ligă foarte echilibrată și că oricine, între 1 și 10, oricine poate să câștigă, să câștige și să piardă. Asta e un lucru interesant. Adică nu există top-top, una, două și restul lumii. Nu există la ei. Interesantă gândirea lor și filozofia care o va aplica acum Federația Daneză pentru handbalul feminin danez. Tu că ești acolo în bord, da, ai toate informațiile. Da, e frumos să știi. Chiar întreb pe toată lumea. Chiar și când am avut workshop-ul, am încercat să întreb pe toată lumea, să vreau să văd dacă sunt liși profesioniste, cum sunt finanțate și așa mai departe. Mă interesează partea asta administrativă, că e foarte important și pentru noi să știm. Slavă Domnului că există un CSM, dar poate mai există, nu știu, poate se mai poate construi și în altă parte. Uite, Brăila a câștigat astăzi în EHF împotriva unei echipe norvegiene. Eu zic că sunt lucruri care se pot întâmpla de la o zi la alta. De ce nu? Chiar mă interesează și partea asta, și legislativă și tot ce înseamnă administrativ înainte să se întâmple un asemenea meci pe teren. Bun, apropo de apărare, am văzut că ai remarcat-o pe Iulia Curea, care a fost echilibrată și în apărare și în atac. Da, am remarcat-o pentru că a avut de fiecare dată curajul să strângă, apropo de ceea ce spunea Hele, ce le cerea la un time-out, da? Deci ea pur și simplu parcă a ascultat, vreau să vă strângeți în central, vreau să nu mai văd golurile astea, vreau să nu mai văd pasele astea ușoare, întâmpinați și așa mai departe. Iar ea de câte ori a avut posibilitatea, sta atât de aproape de intermediar. A scos și forțare. Da, a scos și forțare, dar întotdeauna a fost acolo aproape, adică e foarte important pentru un intermediar să-și simtă colega aproape pentru că atunci și ea cu siguranță face pasul către central. Întotdeauna este jocul foarte greu acolo unde există pivotul, pentru că ești așa un pic reținut. Ieși, se întâmpini sau nu ieși? Rămâi cu pivotul sau nu rămâi? Și fără colaborarea verbală dintre cele două colegi acolo unde există pivotul, ești un om, să zic, pierdut. Pentru că te execută, n-a ieșit aruncat de fiecare dată dintr-o stângă și ca niciodată, nu știu, parcă n-am mai văzut așa cu Crim. Bine, cu Crimul nici nu prea a putut, pentru că Crimul a făcut și o apărare avansată. Deci apărarea asta avansată le-a pus probleme. Probabil că ar fi trebuit și noi acum, după luptă, mulți viteji. Nu, dar zic așa ca o idee. Probabil că ar fi trebuit să încercăm și noi, nu știu. La un moment dat, parcă după ultimul timeout, Cristina a ieșit foarte avansat. Dar era deja târziu, după aia toată echipa. Deja era târziu. Nu știu. Cosin, dacă ne încălzește un pic,
ce ni s-a întâmplat nouă astăzi se întâmplă și la case mai mari, în sensul că în cealaltă grupă Ghior a fost învinsă de Rostov. Bun, acolo vorbim totuși despre două forțe deja sensibil legale și Rostov e candidată la Final Four de vreo 2 ani încoace și nu-l prinde. De când e formatul. Sigur că Ghior e deținătoarea, și ai dreptate, deținătoarea Ligii Campionilor și se întâmplă să pierde tot așa la limită pe final. Dar de aia spun, era o oportunitate pentru noi să ne folosim de asta și să mergem cu mai multe puncte decât Ghior, Rostov și cine o să mai vină din grupa cealaltă. Cred însă că pierdem din vedere faptul că totuși sunt 4, 5, 6 jucătoare nou venite, indiferent cât de bune ar fi, și că relațiile astea de joc nu se pot construi chiar peste noapte și că se întâmplă să... Adică chiar trebuie să ai timp. Ca echipa asta să arate într-adevăr ca echipa aia pe care tu vrei să o vezi câștigând Liga Campionilor. Maisa Pessoa a apărat cu 7 metri al Nărembourg. Da, exact. Era să zic, lucrează, evoluează la Rostov. Da, apropo de ce zici tu, Cosin, știi, când o echipă din asta ți arată că încă de la primul meci că lucrurile nu sunt chiar așa drastice. Sigur au venit jucătoare noi, sigur au nevoie de timp pentru a relaționa, dar valoarea handbalistică există. Și aici nu putem să ne jucăm cu cuvintele, din punctul meu de vedere. Nu a ieșit astăzi, absolut deloc. Pentru că de fiecare dată în jocurile feminine, dacă te ține poarta și una, două îți merge în atac, atunci lucrurile stau cu totul și totul, stau în favoarea ta de cele mai multe ori. Din păcate, astăzi nu ai avut, ai avut o poartă extraordinară, dar n-ai avut una, două în atac. Da? Și plus... apărarea, deci parcă un pic de încredere la lipsit. Nu știu, aici... Haideți să vorbim un pic pe final de emisiune și de programul CSM-ului, care mâine ajunge la Cluj, de la Cluj merge la Bistrița, pentru că are meci de campionat acolo, și duminică mai au din nou un meci în campionat, în deplasare la Vâlcea. Adică în 7 zile au cam 3 meciuri. Cred că deplasările sunt, de fapt, partea cea mai... Da, asta am vrut să zic și eu. Știi că aceleași momente le-am trăit și eu la Ulchim. Veneam, nici măcar nu ajungeai la Vâlcea, te duceai să joci la Roman, că erai de la București mult mai aproape, legai Roman-Bacău și tot așa. Adică, cum să zic, din totdeauna, de când cu formatul ăsta al Ligii Campionilor foarte intens, lucrurile așa sunt. Ori te pregătești și fizic și psihic, ori ca să reziști, că trebuie să reziști, nu? Fără doar și poate de aia îți face o echipă atât de puternică, cu posturile foarte bine acoperite, cu una, două, trei, chiar trei jucătoare, că dacă mai era și Loba, ce erau trei pivoți extraordinar de buni, da? Exact. Să nu uităm că și Alina Iordache în poartă este foarte bună. De câte ori am văzut-o în campionat, mi s-a părut că a acoperit poarta extraordinar de bine. E mare lucru să te antrenezi și să joci doar în Liga Națională. Și atunci când e nevoie, probabil la o eventuală accidentare, să faci parte și din echipa primii 16. Da, nu cred că se pune problema ca CSM-ul să piardă campionatul. Nu vorbesc de meciurile astea relativ ușoare, dar deplasările astea... Da, te omoară. Pentru că indiferent cât de puțin joci, și Cristina, că se duce și joacă 5 minute, dar tot trebuie să facă deplasarea aia. Și cred că aici se acumulează, de fapt. Te obosește foarte tare. Te obosesc drumurile noastre, că oricât de mult te-ai întinde în autocar, tot când te dai jos, aoleu, genunchii mei, vai spatele meu, unde să-ți mai faci o injecție că mâine ai din nou meci și așa mai departe. Dar nu vreau să vă dau din casă, că v-aș întrista, din contră, jocul e foarte frumos și chiar aș încuraja părinții să-și ducă copiii la un sport de echipă, sigur handbalul, dacă se poate. Nu, te dezvoltă frumos și armonios în primul rând și mi se pare că e mult mai ușor decât viața, deci te pregătește pentru viață. Bun, perfect. Știm că pe 4 noiembrie să vedem ce o să facă CSM-ul, care are meci acasă cu Nykobing. Să sperăm că va fi totuși diferit, nu? Dar sper că tu nu plângi, nu? Nu plâng. Dacă eram acolo, poate plângeam, dar aici încerc să-mi intru în starea de veselie, să zic așa, chiar dacă nu sunt multe motive. Măcar nu pierd în Liga Campionilor sau ceva. E un meci pierdut. Am înțeles și eu. Știi cum e, o bătălie, nu războiul. Exact.
Bun, păi ce să zic, vă mulțumesc mult de tot pentru drag prezența la Zoom Sport. Să sperăm că data viitoare va ieși mai bine. Noi o să fim de acolo, de la sala polivalentă, pentru că i-am obișnuit deja pe telespectatorii noștri ca de fiecare dată când meciurile CSM-ului sunt acasă să avem emisiunea Zoom Sport de acolo, de la sală, să ne simțim așa în atmosferă. Pe dumneavoastră vă las în continuare să urmăriți fotbal american. Știu, e o surpriză pentru că meciul este acum la ora 20 și nu așa cum erați obișnuiți noaptea. Tocmai de aceea vă invit să stați în continuare pe Telecom Sport 2. Eu sunt Gianina Iacob și ne revedem mâine la știri.